Ne-am întors în direct la Dale Buzoianului și din fericire ne-am multiplicat. The more the merrier, spun englezii. Poate asta e una dintre părțile bune ale situației de față, că putem să ne multiplicăm în studio ăsta virtual, putem să intrăm câte pătrățele intre în cap pe ecran. Ni s-a alăturat domnul Cosmin Pororo, pe care îl salutăm, director al DGST, zic bine, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Da. Niciodată nu știu dacă e DGST. Bine v-am găsit. Niciodată nu știam dacă e DGST sau DGTS. Salut, Cosmin, sănătate mult. Sănătate, vă pup. De ce v-am invitat la noi în studio ăsta virtual? Pentru că zilele astea derulați foarte puternic în online, am văzut. O campanie cât se poate de lăudabilă, o campanie la care s-au raliat niște nume importante, unele care n-au legătură neapărată cu sportul buzoian. Niște sportivi care, încă o dată, ar fi putut să spună pas și să nu-i judece nimeni, sau au spus da acestei campanii. Absolut, într-adevăr, așa este. Zilele astea am demarat o campanie. De fapt, noi ne dorim a fi o punte de legătură între eroii noștri de pe teren și eroii noștri care ne reprezintă în aceste zile și ne apără în prima linie. La semnalul nostru au răspuns pozitiv foarte mulți sportivi, foarte mulți antrenori, foarte mulți oameni din lumea sportului și ne-au ajutat fiecare dintre ei atât cât au putut. Nu ne dorim să primim bani din partea sportivilor, nu ne dorim să ne dea nu știu ce echipamente. Fiecare dintre ei să participe la această campanie, care ea se va finaliza luni. Dar îmi doresc, dacă se poate, să o putem prelungi și să strângem cât mai multe fonduri pentru Spitalul Județean Buzău. Să ajutăm și noi pe acei eroi din prima linie în aceste momente cu ceea ce putem noi oameni din lumea sportului. Da, am văzut că la această campanie, de exemplu, am văzut că s-a alăturat Florin Andone, despre care spuneam, da, n-are omul jos părăria în fața dânsului, putea să zică, bă, eu n-am treabă cu Buzău, lăsați-mi tricou cu Galatasaray, că o piesă de-asta costă 70 de euro, o mai semnez și eu mai punem 5 euro la ea, jos părăria. Și alte nume, Pintili, de exemplu, nu știu ce legătură are Pintili cu Buzău, un nume care reprezintă ceva în fotbal românesc. Domnul Mihail, am văzut că s-a implicat în campanie. Corect, corect. Dar poate și câteva dintre fetele de la handbal vor oferi câte ceva. Andrei, știi care a fost problema? Eu am vorbit cu fetele și care le-a părut rău. Ele nu sunt aici la Buzău în momentul ăsta. De fapt, toate după joc cu Baia Mare au plecat, inclusiv eu. Tocmai de asta am și oferit tricou acela. Aș fi dat unul cu Gloria Buzău, cu toată dragostea, dar la fel cum am făcut și eu, și ele erau speriate ce se va întâmpla și imediat după joc cu Baia Mare toate fetele au plecat acasă și practic lăsându-și lucrurile în Buzău, în apartamente, n-au nimic cu ele și niciunele n-au mai făcut nicio deplasare la Buzău astfel încât să poată să facă. Dar, așa cum a spus Cosmin, lucrurile astea nu trebuie să oprite aici, pentru că sper ca lumea să-și dea seama că trebuie investit în educație și în sănătate, pentru că în astfel de momente sunt două lucruri extrem de esențiale în valoarea unui popor. Cu atât mai mult, rog pe Cosmin ca toată povestea asta să o deruleze până la finalul anului, pentru că eu consider că este nevoie de așa ceva, indiferent că este acum sau este în viitor. Da, din păcate, ne spunea domnul Timiș, înainte de începerea emisiunii, dânsul a dat darnic din fire, a înstrăinat toate tricourile pe care le-a purtat de-a lungul timpului. Mai mult, pe timpuri nici nu prea apucai să primești tricou acasă decât dacă îl spălai și l-aduceai înapoi. Nu, dar nu exista magazinul clubului să poți cumpăra, să faci o comandă, dar cu drag aș vrea să ajung și eu. Foarte, ce să zic, felicitări pentru Cosmin, toată acțiunea este extraordinară și mă gândesc și eu cu ce îi pot ajuta, cu drag fac. Și mă raliez și eu apărarea lui Coco, să o țină mai lungă, nu până luni, că e cam prea scurtă treaba. Și oricând un ajutor e binevenit, indiferent că este peste o lună sau când se poate. Da, eu pun pariu, aș putea să pun pariu, deși acum în general casele de pariu sunt cam închise,
că un tricou de la cu Saniplast de pe timpuri ar ăla cu stema aia veche cu D-ul mare, ăla ar aduna mulți licitanți. Așa este. Da. Din păcate n-am pus mâna nici atunci și pe ele. Da, cu, nici atunci nu vi le dădea acasă. Nu, cum să-ți dea? N-aveai voie nici să arunci tricoul să, sau să faci schimb de tricou la sfârșitul meciului cu adversarii. Cu ce număr ai jucați? Niciodată nu v-am întrebat cu ce număr jucați atunci la, la Dinamo? Eram mai puștan. Mai prindeam 16, 17. Când prindeam 11, era sărbătoare. Da, 11, de exemplu, eu îl identific la Dinamo cu Orac. Orac juca cu 11 când eram eu foarte, foarte, da, foarte mic. Era greu, greu să pui mâna pe tricou. Da, și după aia cred că a jucat și Dănu Slupu un pic cu 11 până să ia tricou cu numărul 10. Da, probabil. Da, 10 era 10, Damaschin. Cred că l-avea Mateuț. Tot. Și Mateuț și Damaschin l-a mai avut. Da, Damaschin deja plecase. Da. Asta, da. Observam, vorbeam și cu colegii mei din redacție, măcar în momentele astea se observă așa o apropiere între oameni, nu neapărat din același domenii, indiferent de mișcarea sportivă, dacă e vorba de sport, care pun numărul așa la diferite cauze dintre astea, fie că sunt ele îndreptate către sprijinul spitalelor, către, eu știu, copiii aflați la nevoie, parcă ne unește un pic statul ăsta în casă și vizionatul nenorocirii care se întâmplă la noi și în alte țări. Descoper niște oameni extraordinari, sincer, în momentele astea. Și mai ales în sport, tot timpul o să găsești. Da, domnule Mihail, ce părere aveți? Avem timp să ne gândim mai mult la chestii. Continuând puțin povestea ce a început-o domnul Timiș, sportul tot timpul a fost emblema unui oraș sau unei țări. Și cred că părerea mea de aceea, în momente de genul ăsta, sportivii sunt puși în prim plan, pentru că oamenii iubesc, oamenii sunt atașați de ei și poate să fie modele sau factori motivatori în demararea unor astfel de proiecte. Și atunci, cu atât mai mult Cosmin, mă bucur că s-a gândit la lucrul acesta și a reușit să adune ușor-ușor oameni de sport sportiv care au fost embleme pentru echipele lor, pentru orașul lor și practic pentru țara în care trăiesc. Da, Cosmin, dacă poți să ne spui... Relațiile între sportivi au fost și tot timpul au fost și vor rămâne unele speciale. Și așa cum ți-a spus mai devreme, sunt niște exemple de urmat. Cu atât mai mult, atunci când a fost greu, domnul Timi știe, într-o echipă, atunci când a fost greu, jucătorii sau jucătoarele s-au strâns. Dar atunci când au fost momente grele, au știut să se strângă, să treacă peste ele. Sprijinite, normal, dar au știut să treacă peste ele. De asta acum lucrurile arată în felul acesta și atunci domnul Timiș, oamenii se strâng, se adună și demonstrează solidaritate. Păi până la urmă ăsta este apanajul echipelor puternice, ăla de a pune umărul la greu. În general, echipele care au dovedit, și când zic echipă nu mă refer neapărat la o echipă de fotbal, handbal sau mai știu eu ce, țările, națiunile care au știut să pună umărul atunci când a fost greu, vorbeam de Marea Britanie când a fost bombardată în 40 de nemți, au strâns din dinți și au continuat lupta, așa trebuie să facem și noi. Vreau să mă întorc un pic la Cosmin, vorbeam noi, aveam avut o discuție telefonică undeva la începutul săptămânii și mărturiseai că absolut orice sportiv la care ai apărat a răspuns fără să se gândească. Da, domnule, facem. Zi-mi care a fost primul sportiv pe care l-ați sunat în campania asta. Da, toți, nu, nici măcar nu s-au gândit. Nu mai știu, stai să mă gândesc puțin. Dacă nu mă înșel, primul cu care am luat legătura, primii de fapt, au fost băieții de la HC. Cu Andrei am vorbit prima oară, după aia cu Alin, cu Șania. Și după aia au început. N-au fost o ordine. Dăm pe mulți noi am găsit de prima oară. Le-am lăsat mesaje, dar absolut toți ne-au răspuns și la mesaje. Și când au fost la telefon, ne-au răspuns pozitiv la această acțiune. Toți sunt doritori să ajute, într-un fel sau altul.
Este un moment greu pentru toți. Este un moment greu pentru noi, oameni de sport, pentru sportivii care activează momentul ăsta. E greu să stai în casă, e greu să nu te poți manifesta, să nu te poți antrena, să nu te poți pregăti. Până la urmă, face parte din viața noastră treaba cu antrenamentul și e foarte greu să stăm în casă. Dar toți au răspuns pozitiv și mi-a rezervat din prima oară când am stat de vorbă, mi-a rezervat dreptul de a nu spune și a nu divulga toate persoanele care vor participa, dar cu siguranță o să vedeți zilele astea că mai sunt câteva nume importante care vor participa la această licitație. Concret, care este procesul prin care putem noi licita? Pentru că noi vedem pozele cu produsul respectiv pe Facebook. Ce facem după aia? Pagina noastră de Facebook. Prima oară le-am luat treptat. Fiecare am postat în fiecare zi câte 2-3 echipamente de la sportivi. Ne-a venit peste mână puțin că nu puteam centraliza exact licitațiile care au venit pe fiecare produs în parte. Le-am mutat pe toate într-un folder și acolo se pot regăsi pe pagina Direcției de Sport și Tineret de Facebook, se pot regăsi toate obiectele donate de către sportivi. Și nu numai de către sportivi. Și acolo pe fiecare obiect în parte se licitează. Sub fiecare poză, sub fiecare descriere, se regăsesc sumele. Suma cea mai mare care va fi licitată pe fiecare produs va câștiga acel produs. Sumele vor fi, în momentul când ai fost desemnat câștigător, suma va fi distribuită către un cont al Spitalului Județean Buzău și apoi vei primi prin curier produsul pentru care ai licitat și ai câștigat licitația. Am înțeles. Apropo, ai adus vorba de sportiv și mă gândeam și la bani. Domnul Mihail, din câte am înțeles, remunerațiile sportivelor și sportivilor în general de la Clubul Gloria Buzău au fost diminuate în cazul că au fost trecute prin ordonanța asta. Ce se întâmplă? S-a umblat la bani, cum spune românul? Mi s-a transmis, de fapt, stafului tehnic de conducere că s-a intrat în șomajul acela tehnic pe perioada stării de urgență. Fetele s-au conformat normal la ceea ce s-a hotărât. Vom vedea ce se va întâmpla după aceea. Nu este o situație plăcută. Fiecare club a analizat și și-a făcut propria politică în astfel de momente. Chiar astăzi citisem interviul domnului Flaviu Săseac de la Potai Saturda, care mi-a plăcut cum a abordat lucrurile acolo. Deci fiecare club și-a făcut propria politică în rezolvarea sau în trecerea mai lentă prin perioada asta a stării de urgență. Da, și clubul sau fetele, echipa de handbal SCM Gloria Buzău Fete, a intrat în șomajul tehnic, da. Da, cineva care ne scrie și care ne adresează o întrebare foarte, foarte, foarte bună. Bine, invitațiilor, că moderatorul nu e în stare să răspundă la întrebarea asta și spune cam așa, dacă ar fi să vă puteți întoarce în timp, chiar înainte de pandemie, știind însă că va veni nenorocirea asta peste noi, ce ați face? Un lucru pe care l-ați face, întorcându-vă, nu știu, în urmă cu o lună jumătate, două, știind că va veni pandemia. Da, este o întrebare pe care am primit-o de la cineva care ne-a scris acum. Da. E greu de răspuns. Da. Să nu spuneți că l-ați sunat pe Neil Armstrong să plecăm toți pe lună. Păi și ce facem? Când putem? Tot izolat suntem și acolo. Nu, da, e o întrebare care cel puțin pe mine m-a încuiat. Da, și pe mine. Practic m-am încuiat. Un răspuns îl vom găsi, dar așa repede sunt foarte multe lucruri care trec prin cap zi de zi să le faci, că unele mai importante, altele mai puțin importante. Deci e greu să selectezi unul special pe care l-ai face știind că toată povestea asta va veni. Da, Cosmin, în probabil perioada asta... Probabil dacă ai avea banii lui Neymar, ți-ai cumpăra o vilă cum are el acolo și stai relaxat, faci ce vrei toată ziua.
Nu știu de ce, dar pe Neymar nu sunt deloc gelos. Sub nicio formă. Din moment ce n-ai banii, nu te gândești. Da. Poate pe talentul lui la fotbal, da, aș putea fi gelos, dar în rest nu știu de ce nu l-am deloc. Pe exemplu, mie îmi plac alt fel de fotbaliști. Domnul Timi știe, mie îmi place Steven Gerrard. Eu ți-am zis ce a avut el, ce, nu știu, să cumpere ceva, să ai unde să treci perioada asta mult mai ușor. Da, nu cred că nici banii nu te ajută în momentul ăsta să treci peste, cel puțin peste izolare. Da, la direcția județeană ce se întâmplă? Presupun că toate activitățile sunt suspendate de asemenea. Nu, noi ne desfășurăm activitatea ca de fiecare dată. Noi n-am intrat într-un stand-by, eu sunt autoizolat și la birou. Sunt mai mult autoizolat la birou decât acasă. Pentru că noi avem de administrat acele două centre de agrement care au venit și trebuie să avem oameni care stau acum acolo, oameni care trebuie să avem grijă de un fel sau altul. Cu ajutorul DSP-ului, cu ajutorul Consiliului Județean, sunt centre de carantină în două tabele desemnate și trebuie să ne implicăm foarte mult. Nu vreau să spun că noi suntem în prima linie. Vreau să spun că noi facem foarte mari sacrificii. Dar sunt sacrificii și din partea noastră. În rest, direcția a reușit să împart personalul puțin pe care îl avem în două părți, încât să nu ne intercalăm foarte mult. Dar noi ne desfășurăm activitatea ca de fiecare dată. Și chiar vreau să-i spun lui Coco, Coco, veniți în sală, că plânge sala asta după voi. Plânge sala după sportiv, după meci, după acțiuni. Vă dau cuvântul meu de onoare. E tristă sala asta, așa, când o vezi închisă, culminile stinse. Nu, trebuie să ne revenim o dată și... E un monument, e un monument acum. E un monument trist. E dureros. Și cred că singurul mod în care putem reveni cât mai mult la viața noastră normală și la activitățile noastre cotidiene e să stăm, să fim într-adevăr eroi, să stăm în casă o perioadă de timp, sper că scurtă, și să ne putem reveni, să venim la viața noastră de zi cu zi. Că ai întrebat ce aș fi făcut eu înainte. Eu mi-aș fi dus fetele, de exemplu, la munte. Noi, pe perioada verii, avem foarte multe acțiuni în tabere, care sunt tabere de copii și elevi. Nu prea apuc să-mi iau un concediu să mă duc cu nevasta și copii undeva. Dar aș fi dus la munte. Tot le-am promis de mult și sper, după ce se teme toată nebunia asta, să reușesc să le duc într-o plimbare lungă și să mă bucur alături de el. Da, sunt sigur că după perioada asta va fi un consum foarte mare de energie din partea tuturor. Fiecare vom dori să ieșim. Eu sunt un privilegiat pentru că încă pot să mă mai deplasez, având în vedere că mă folosesc de light motivul ăsta, că lucrez în presă și pot să mai mă plimb până oraș. Dar în rest este într-adevăr foarte greu. Nu rămâne, domnilor, decât să vă urez o izolare cât mai plăcută, dacă e posibilă așa ceva. Cât mai scurtă. E destul de utopic, scurtă, ce zic eu, da. Cât mai scurtă, evident. Filme bune să găsiți, să vă bucurați de ele. Meciuri de asemenea foarte bune. Și noi vă mulțumim încă o dată. Weekend excelent să aveți. Fonduri multe pentru fierul ăsta în casă și, evident, pentru Spitalul Județean. Încă o dată, mulțumesc mult, mult de tot. Aveți grijă de voi.